Astăzi o să-mi urmăriți viața mea de la 0 la 100 de ani. Nu uitați să dați un like și un subscribe ca să ne strângem 200.000 de burgeri pe canal și un follow pe Instagram ca să apareți chiar acum în intro și să vorbim mai multe și în privat. Eu vă las cu clipul. Vizionare plăcută! Ok, ce se întâmplă aici? De ce sunt aici? Sunt la spital? Tata? Mama? De ce sunt așa mic? Bă, ce se întâmplă bă aici? What? Felicitări, este un băiețel. Ok. Ok, m-am prins. Ok, deci se pare că abia m-am născut. Ok, acum are mai mult sens. Ok. Doamne, ce frumos este. Bă, sunt destul de frumos. Mulțumesc. Nu mă gândeam că o să fie așa greu să naști, dar sincer a meritat fiecare secundă. Seamănă fix cu tatălui. Ăsta-i tata? Gen, fără supărare, dar... nu văd asemănarea. Adică înțeleg că asta zic părinții de obicei, că mama semeni fix cu mama ta, cu tatăl tău. Dar nu, în cazul ăsta nu știu ce să spun, domnule tata care nu semeni cu mine. Ce minunăție, doamne ce frumos este. Băi, vă mulțumesc, chiar apreciez. Adică știu că sunteți părinții mei și că oricum spuneți chestiile astea, dar să știți că pe mine mă face să mă simt bine. Continuați cu complimentele astea. Vă mulțumim, domnul doctor, o să-l ducem acasă și o să avem grijă de el mai mult ca orice în lume. Wow, ok, da. Da, păi sunt copilul tău, adică asta ar trebui să faci. Nu vreau să mă iau de tine sau ceva, dar ok, deci aparent am 0 ani. Da, ok, deci cam așa începe viața mea, bănuiesc. Nu e așa, tata? Deja știe să meargă la 0 ani. Wow, ce copil inteligent avem. Da, nu știu, problema tata că nu știi să mergi la 0 ani, eu mă pricep destul de bine. Dar, da, interesant. Sunt curios cum o să evolueze viața mea de acum încolo. Haideți să mergem acasă, bănuiesc. Habar n-am, ok. Ok, deci locul ăsta nu e atât de rău, sincer. Adică casa asta e destul de frumușică și aparent acum am deja un an. Deci deja sunt băiat mare. Am un an, n-am nicio treabă. Ce zici, tata? Ia zi, ce facem astăzi? Oh my god, nu cred, tata iar doarme cu ochii deschiși. Bă, deci n-am văzut așa. Deci omul ăsta de când m-a adus acasă de un an de zile, doar așa doarme. Deci chiar mă sperie cum doarme cu ochii închiși. Dar nu o să vorbim despre asta, ia să vedem ce pot să fac eu astăzi. Să stau aici la calculator. N-ajung la tastatură, ok. O să fie complicat, nu prea ajung la tastatură. Dar, mă rog, poate pot să ies pe afară să văd ce mai... bună, mamă, cred. Unde crezi că te duci? La un an nu ai voie să ieși din casă. Așa de capul tău. Hai, pregătește-te pentru somnul de prânz, dar nu vreau somn de prânz. Oh my god, Doamne, e grea viața la un an, frate. Nu mai suport, ești nebun. Ok, deci aparent acum am 5 ani și am ajuns la un loc de joacă. Bă, așa mai vii de acasă. Așa, da, bravo, bă, mama și tata. Chiar m-ați adus și pe mine în sfârșit într-un loc șmecher, că de 5 ani mă țineți închis numai în casă, nu m-ați dus pe nicăieri. Du-te și joacă-te, mami. Noi te așteptăm aici. Bine, mami, mă duc să mă joc. Ok. Asta a fost puțin ciudat. Du-te și fă-și prieteni noi. Ok, ok, mersi, tată, presupun, cred. Voi puteți să stați aici, eu o să văd ce mai e pe aici. Mamă, un leagăn. Bă, de cât timp vreau să mă dau și eu pe o chestie din asta. Deci chiar am tot văzut la televizor copii care se dau un leagăn și nu pot să cred. Bă, nu pot să cred, nu ajung aici. Bă, puteți să veniți să mă ajutați și pe mine? Da, cred că nu prea puteți să veniți. Oh my god, da, bine că mă așteptați acolo. Chiar apreciez că mă așteptați acolo și eu nu pot să mă sui pe ăsta aici. Da, foarte, foarte mișto, am înțeles. Și aici ce mai avem? Un balansoar din ăsta care... Oh my god, stai așa că e alunecos ăsta, nu vreau să mă duc pe el că îmi rup capul pe aici. Am înțeles, deci m-ați adus la cel mai pârnaie parc de joacă aici. Și nu e niciun copil, de ce nu sunt copii pe aici? Vreau și eu să-mi fac prieteni, chestia. Am auzit că prietenii sunt șmecheri. Ce e aici? Mamă, zici că e un fort din ăsta așa, mamă. Mamă, ce e bă asta? Mamă, ce tare e locul ăsta și un chest aici? O, mașinuță de jucărie? Nu cred. Mamă, ce tare e. Mamă, pot să mă joc așa cu ea? Ce tare. Oare ia unui copil de pe aici? Oare n-ar trebui să o iau? Bă, nu cred că ar trebui să o iau în mână, nu? Cred că o să o duc înapoi. Așa m-a învățat mama că e politicos, trebuie să pun asta înapoi. Ok. Și ce mai e prin parcul ăsta? Pe aici nu e nimic, e o bancă, măcar pe bancă pot să stau. Ok, sunt niște de-astea la care din nou nu ajung. Ok, cred că am o problemă în parcul ăsta, nu ajung la mai nimic aici. Nu știu ce parc e ăsta, dar asta nu-i parc de copii, nu înțeleg nimic din ce e aici. Încă un leagăn, nu-mi spune că nu pot nici... Bă, nici aici nu pot, nu pot să cred. Ce căruciorul ăsta aici? E un cărucior random aici? Oh my god, nu pot să cred. Da, mă, da, asta e viața de trăit la 5 ani. Oh my god, ce șmecher. Bă, deci gata, am început să-mi placă parcul ăsta. Wow, ok.
Cine ești tu? Alex? Salut, Alex? Cred. Care e faza cu tine? Salut, pe mine mă cheamă Alex. Pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Luca. Eu mă numesc Luca și am 5 ani. Tu câți ani ai? Încântat de cunoștință. Eu am 6 ani. Vrei să fim prieteni? Oh my god. Primul meu prieten și are 6 ani. E mai mare cu un an. E practic adult. What? Da, vreau să fim prieteni, sigur. Mamă, primul meu prieten, ce tare. Wow, ok. Ce tare. Eu trebuie să mă duc la mama acum, dar ne mai vedem pe aici, bine? Oh, deja pleci. Ok, bine, ne mai vedem pe aici, presupun. Poți să încerci bicicletele astea, le poate folosi oricine vrea, eu m-am dat pe ele. Biciclete, bicicletele astea. Mamă, ce mici sunt, astea chiar sunt de copii, nu? Wow, ce tare. Oh, vreau pe asta așa. Mamă, mersi mult, Alex, te pup, mersi mult. Ne mai vedem pe aici, bine? Oh, ce tare, asta e mai și veche decât căruciorul, ești nebun. Mamă, și poți să sar cu ea? Bă, ce tare, da, mă, da. Așa, da, mai venim în parcul ăsta, abia aștept să mai vin pe aici să mă mai întâlnesc și cu Alex. Oh my god, bă, ce tare. Și din păcate nu m-am mai întors niciodată acolo și nu m-am mai întâlnit cu Alex niciodată. În sfârșit am mai crescut și eu și am 10 ani și părinții mei m-au lăsat singur pentru prima oară și abia aștept să mă pun aici pe canapea și să stau toată seara la televizor, fără oră de culcare, fără nimic, o să stau și o să mă uit la televizor până nu mai știu de mine. Fraților, în sfârșit am făcut 18 ani, sunt aici în sufragerie, nu vorbesc prea tare pentru că nu vreau să-i trezesc pe ai mei, dar am așteptat să se culce ca să pot în sfârșit să dau o tură cu mașina, deci am așteptat toată viața să am și 18 ani, chiar dacă încă nu am carnet și este puțin cam ilegal ce se întâmplă aici și tatăl meu nu m-ar lăsa niciodată să iau mașina, așa că, nu știu, vreau neapărat să încerc chestia asta, ok? Vreau să încerc măcar o dată acum la 18 ani să iau și eu mașina. Deci am luat cheia, bam, frumos, familia Butoi. Doamne, deci încă nu vine să cred că m-am născut în familia Butoi, dar nu contează. E ok, lăsăm asta. Unde e mama? Uite-mă mașina. Mamă, deci am așteptat toată viața să fac și 18 ani să conduc mașina asta, să băgăm cheia în contact. Ok. Hai că am văzut pe net, nu e atât de greu. Ok, hai că pornește destul de rapid mașina asta. Ok, faceți loc. Începător la volan. Oh my god, ce tare e, bă! Nu pot să cred că conduc eu, pe bune. Doamne, și ai mei ziceau că mamă, că încă nu ești pregătit să dai de carnet. Mamă, uitați-vă la asta, fără mâini, efectiv. Oh my god. Da, cred că s-a zgâriat un pic la faza asta. Cred că avem o mică zgârietură în chestia asta aici. Dar e ok. Nu se observă atât de rău. Hai că e ok. Bun. Oh my god, ok, cred că am mai lovit un pic. Bun, cred că ar trebui să mă întorc totuși cu ea acasă, adică mă simt destul de ilegal cu mașina asta. Ok, e greu de controlat și s-ar putea să-mi iau mare bătaie când ajung acasă. Ursul! Doamne, vine, mă atacă și ursul. Ok, am înțeles de ce nu trebuie să fur mașina de la părinți niciodată acum, gata, nu mai fac, promit. Domnule director, cam asta a fost și cu liceul. Sincer, mi-a făcut plăcere să vin aici să mă bucur cu toți profesorii. Unii nu prea m-au suportat, unii m-au mai suportat, dar eu zic că a fost ok, adică anii ăștia au trecut super repede. Nici măcar n-am simțit școala, liceu, toate astea au trecut super repede, sincer, felicitări pentru absolvirea școlii. Ce vrei să faci în continuare? Bă, domnul director, dacă vă zic eu sincer, habar nu am. Nu știu, adică am și 18 ani, nu știu ce o să fac în continuare, dar plănuiesc să mă mut singur și să văd și eu cam cum decurge viața de acolo încolo, dar trebuie să mă angajez, vă dați seama, o să fie complicat, dar oricum vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit aici în școală și m-ați învățat și chestii de genul. Eu o să plec, trebuie să dau apă la broaște, da, exact. O zi bună în continuare. Oh my god, poamne, deci în sfârșit am terminat și cu liceul. Deci chiar credeam că nu se mai termină toată faza asta cu liceul, efectiv. Și acum trebuie să vorbesc cu ei mei pentru că vreau neapărat să mă mut. Adică deja am 18 ani, o să-mi găsesc și eu un job și o să trebuiască să mă mut până la urmă, nu? Dacă mi-ar fi zis cineva că după ce termin liceul și dacă nu mă țin de studii în continuare, o să ajung să livrez pizza pe 20 de lei pe zi și să nu am casă, probabil i-aș fi zis că bă, faci mișto de mine, nu se poate să ajung atât de rău. Dar, da, aparent sunt la 22 de ani și nu am făcut atât de multe cu viața mea și locuiesc pe plajă, ceea ce este destul de interesant și tocmai ce mi-am terminat tura și ar trebui să las mașina aici și după aia mâine iar la muncă ca să pot să mănânc și eu ceva eventual. Dar, da, viața e destul de grea la 22 de ani, dar măcar m-am distrat. Bună, ce se întâmplă aici? Bună, ce face un burger așa frumos?
frumos ca tine singur pe plajă. Bă, mă faci să roșesc. Cum adică frumos așa? Adică, da, sunt un burger destul de arătos, dar totuși, adică nu trebuie să remarci chestia asta. Ba da, poți să o remarci, poți să o mai zici o dată dacă vrei. Dar, na, am venit și eu să mă odihnesc un pic, știi, momentan cam aici stau eu, nu știu dacă ai observat că e un pat aici și chestii de genul, adică chiar locuiești aici? Wow, ce interesant! Da, e foarte interesant, într-adevăr, eu au mare abilitate să ai 22 de ani și să locuiești pe plajă. Da, am făcut multe în viață. Pare o persoană foarte mișto, n-ai vrea să ieșim în oraș? Îmi place mult să interacționez cu oameni noi. Eu? În oraș? Cu mine vorbești? Adică, da, nu mai e nimeni pe aici, dar ok, da, nimeni nu mă bagă în seamă de obicei, pentru că, na, nu prea am bani să fac nimic niciodată, dar cred că am strâns vreo 12 lei în caz de urgență, deci putem să ieșim la o limonadă. Da, o limonadă, poți să ieși la o limonadă dacă vrei, tânără domnișoară. Cum ai zis că te cheamă? Haha, ești amuzant, mă numesc Sabina. Stai liniștit, fac eu cinste. Aaa, nu cred. Da, păi e momentul să spun că ne-am cam început prietenia cu o minciună, pentru că eu oricum n-aveam 12 lei strâns și aveam vreo 2 lei. Deci e foarte bine că vrei să faci tu cinste, da, o să te însoțesc la o limonadă tânără domnișoară Sabina. Chiar pare foarte de treabă, sincer, chiar îmi pare o persoană foarte nice. Wow, chiar a venit ziua anunții, nu-i așa? Mamă, cine ar fi crezut că toate astea o să înceapă de la o limonadă? Dar, ok, sincer, vă mulțumesc că v-ați strâns nimeni aici, nici măcar părinții mei n-au vrut să vină, dar, Sabina, chiar mă bucur că mă căsătoresc cu tine, deși, na, e puțin ciudat că ești atât de spirituală încât ai vrut să o facem în mijlocul pădurii, fără niciun aranjament și să ne cunune directorul meu, fostul meu director, dar e ok, știi ceva, nu contează, contează că ne simțim bine și, na, chestii de genul, presupun, dar cine s-ar fi așteptat 28 de ani de viață și să se ajungă la chestia asta? Ok, domnule Burger, o iei pe Sabina să-ți fie alături la bine și la greu pentru tot restul vieții? Da, domnule director, asta a sunat foarte ciudat. Da, o iau pentru tot restul vieții. Dacă da, atunci poți săruta mireasa. Pupic, te iubesc? Da, da, și eu te iubesc. Da, trebuie să mă duc până la baie. Revin imediat, ok? Nu plecați prea departe. Revin imediat. Bă, cine ar fi crezut că o să ajung la 45 de ani și chiar să am succes în viață? Adică viața mea părea destul de nașpa până acum, dar hei, acum chiar am o soție și chiar mă iubește și chiar o iubesc aparent și nu mă așteptam la asta. Adică prima oară mi-a fost așa puțin frică de căsătorie, dar acum m-am obișnuit, sincer să fiu. Am și o mașină șmecheră pentru care nu am un loc de parcare, dar o să o las aici la vecinul. Și acum vreau să mă întorc de la muncă, să stau și un pic cu familia, pentru că totuși am muncit toată viața până la urmă. E timpul să mai stau și cu familia. În curând o să mă retrag și eu de la muncă cu d-astea, am făcut o groază de bani. Gata, iubito, am venit acasă. Pot să nu mă tratez cu spatele, dar sunt frumoase florile, știu, abia le-am plantat, dar puteai să te uiți și tu la mine. Bună iubire, cum a fost la muncă? Păi, ca orice zi normală, adică a fost ok, a fost chiar ok. Nu știu, habar n-am ce să spun, chiar nu s-a întâmplat nimic foarte, foarte interesant. Ce zici, băi, George, frate, zici, crești pe zi ce trece. Efectiv, semeni leit cu bunicul tău, dar nu cu mine, pentru un motiv sau altul, nu știu, eu în familia mea am fost foarte, foarte diferit, dar te iubesc, fiule, foarte, foarte mult. Hei, tată, ai chef să jucăm un fotbal? Sigur, sigur, fiule, o să mă duc să fac un duș și după aia îi dăm cu un fotbal, da? Mă duc să bag și eu un duș și că sunt, na, sunt și eu plecat de dimineață la muncă, trebuie să mă spăl și după aia îi băgăm și un fotbal, ok? Așteaptă-mă, așteaptă-mă afară, pregătește-te acolo. Bă, e frumoasă viața de familie, n-am ce spune. Ups, nu pe aici. Știu desigur unde este dușul meu, două secunde să-l găsesc. Da, că toată mă mai pierd, pentru că am o chestie la cap și uit chestii foarte, foarte ușor. Da, o să mă bag acum în duș. Am ajuns și la 99 de ani și, sincer, nimic nu este mai frumos decât să-ți petreci ultimele clipe alături de persoana care ți-a fost alături toată viața, practic. Așa că noi vă mulțumim că v-ați uitat la clipul ăsta și cred că o să ne revedem, nu știu dacă ne mai revedem vreodată. Dați și voi un like, vă rog!